Pe continent, mâine vremea va fi ploioasă în țările cu ieșire la Marea Adriatică, în partea sudică a Mării Baltice și în zonele de nord-est și de sud-est de aceasta, în partea nordică a Portugaliei, în sudul peninsulei Scandinave și în centrul și sud-estul Europei vremea va fi frumoasă. Vântul va fi destul de intens în nord-vestul Franței, în Polonia, Estonia și nordul Ucrainei. În Spania și în vestul Franței se va remarca un nou val de căldură, iar în țările sud-estice acesta se va atenua. La noi în țară, mâine, valul de căldură va persista în regiunile sudice și estice, unde local va fi caniculă și disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În celelalte regiuni, temperaturile vor scădea ușor, iar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Cerul va avea înorări temporare, local în zonele de munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse, în Oltenia și nordul Moldovei. Sunt anunțate ploi însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi mai însemnate și izolat este posibil să cadă și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade. În capitală, mâine va fi foarte cald, maxima va atinge 37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Marți se va menține vremea caniculară, la amiază termometrele vor indica o valoare maximă de 36 de grade. După amiază, cerul va avea unele înorări și sunt posibile ploi de scurtă durată. Miercuri, temperaturile mai scad puțin, dar vremea rămâne în continuare călduroasă. Maxima se va situa în jurul valorii de 32 de grade. După amiază sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Și la munte va crește gradul de instabilitate atmosferică, astfel că în Carpații occidentali, în nordul Carpaților orientali și în vestul Carpaților meridionali vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, iar valorile termice vor scădea. În restul zonei montane, vremea va fi în continuare caldă. Pe litoral se anunță încă o zi cu vreme călduroasă și disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil spre senin, iar maximele se vor încadra între 30 și 33 de grade. Apa mării va atinge 26 de grade. Și pe litoralul bulgăresc va fi cald și frumos, cerul va fi senin, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 29 de grade. În Grecia va predomina atmosfera însorită, maximele vor porni de la 26 de grade și se vor opri pe la 29 de grade. Revenim la noi în țară, marți, valul de căldură va persista în Muntenia, Dobrogea și în jumătatea de sud a Moldovei, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată în sud-vestul, centrul, nordul și nord-estul țării, unde vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă vor fi însemnate, pe arii restrânse se vor acumula peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în dealurile de vest și în depresiunile intramontane și 37 de grade în Bărăgan. Miercuri, instabilitatea atmosferică se va accentua în zonele montane și submontane, în sud-vestul, sudul și centrul țării. Sunt anunțate ploi însoțite de tunete și fulgere și vânt destul de activ. Temperaturile vor deveni apropiate de cele normale pentru această perioadă în sud-vestul țării, în centru și în nord-est, iar în celelalte regiuni vremea va fi caldă, chiar călduroasă în regiunile sud-estice, unde local disconfortul termic va rămâne ridicat. La nivelul întregii țări, temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade.